Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Așa cum v-am informat și săptămâna trecută, în ceea ce privește competiția Capitala Tineretului, săptămâna trecută au fost anunțate orașele care au intrat în finala acestei competiții. Ne bucurăm să aflăm că și Romanul se află printre cei trei finaliști, alături de Brașov și de Iași. Iar ca și termen, până pe data de 8 noiembrie, la 8 octombrie, la ora 16:59, cei care se ocupă de acest proiect au termen pentru a depune dosarul de candidatură. Iar orașul câștigător va fi anunțat pe data de 10 noiembrie în cadrul summitului tinerilor, ediția a treia la Baia Mare. De asemenea, pentru mâine am programat o întâlnire cu diaspora. Ne dorim să continuăm tradiția de a organiza anual în luna august o întâlnire cu cei care lucrează în străinătate și care în această perioadă se află acasă, alături de cei dragi, alături de familie, astfel încât pentru mâine, 21 august, la ora 10, am programat o întâlnire în această sală, în sala de Consiliu, în sala Unirii, din cadrul Primăriei Municipiului Roman, și aștept pe toți cei care doresc să ne revedem sau cei care doresc să mă cunoască și să stabilească o relație de colaborare cu Primăria Municipiului Roman, să vină la această întâlnire. Noi, de asemenea, ca și în ultimul an, am dorit să dinamizăm aceste întâlniri, astfel încât, în colaborare cu Repatriot, proiect la care ne-am afiliat și noi, vom aduce și invitați. Îl vom avea ca și participant pe Mihai Dohotar, un antreprenor în România și în Grecia, Mirabela Miron, președintele Avizo și fondator al Restart Home Iași, și de asemenea din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Ana Ciobanu, expert în cadrul Direcției de Dezvoltare a Afacerilor. Și dacă tot vorbim de întâlnirea cu cei care lucrează în străinătate, avem o nouă ediție a Festivalului Diasporei, care de asemenea a devenit tradiție la Roman și printr-un parteneriat public-privat. Consiliul Local a aprobat în perioada 24-26 august organizarea în parcare de la Colegiul Național Roman Vodă, organizarea unei noi ediții a Festivalului Diasporei. Și așa cum știți și dumneavoastră, conform proiectului de hotărâre supus dezbaterii, toate cheltuielile privind onorariile artiștilor sunt suportate integral de partenerul privat, acesta având responsabilitatea și de a gestiona standurile producătorilor și terasele de alimentație publică. Iar în ceea ce privește recitalurile, acestea vor începe în fiecare zi, începând cu orele 20. Vineri, 24 august, vor concerta Marius Grianu, Fanfara de la 10 Prăjini și Cosmina Adam. 25 august, sâmbătă, vor susține spectacole Constantin Bahrin, Silvia Semeniuc și Claudia Pavel. Iar duminică, 26 august, vor fi prezenți pe scenă Diana Sârbu, Dan Țăranu Cernăvodeanu și Connector. Tot mâine, 21 august, vom avea și o ședință ordinară de Consiliu Local. Vom avea mai multe proiecte pe ordinea de zi, o parte dintre ele conform mapelor care deja au fost înmânate și consilierilor locali, dar și dumneavoastră mass mediei. Însă, în același timp, vom avea și 4 proiecte cu finanțare europeană, care vor fi depuse ca și proiecte suplimentare. Este vorba de proiectul privind reabilitarea cinematografului Unirea. Așa cum știți, am identificat o nouă axă de finanțare pentru a putea reabilita atât cinematograful, cât și zona arondată acestuia, din punct de vedere a infrastructurii rutiere.
De asemenea, școala din cartierul Petru Rareș, fosta școală numărul 2, care prevede, pe de o parte, construirea unei săli de sport, construirea unui corp nou de școală, dar în același timp și reabilitarea a trei străzi din cartierul Petru Rareș. E vorba de strada Miron Costin, strada Sucedava și strada Bucovinei și, în plus, asfaltarea tuturor celorlalte străzi care nu au asfalt din cartierul Petru Rareș. E vorba de fosta școală numărul 6 din cartierul Nicolae Bălcescu, care de asemenea prevede extinderea actualului instituții de învățământ, demolarea sălii de sport vechi și construcția unei săli noi de sport, amenajarea unui teren de fotbal sintetic și de asemenea asfaltarea străzilor din cartierul Nicolae Bălcescu, dar și un sistem de preluare a apelor pluviale care să permită degajarea și eliminarea acestora în râul Siret. Un al patrulea proiect se referă la locuințele din strada Fabricii, care prevăd construcția unui bloc nou de locuințe și ulterior extinderea celorlalte patru blocuri de locuințe, astfel încât să fie transformate în apartamente cu o cameră, plus racordarea la alimentarea cu apă și canalizare a fiecărei unități locative și reabilitarea infrastructurii rutiere din zonă. De asemenea, tot mâine la ședința de Consiliu Local vom premia și primii 5 elevi cu cele mai bune rezultate la evaluarea națională și primii 5 elevi cu cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat. Și tot în cadrul ședinței de Consiliu Local vom premia și pe cei care s-au înscris pe grupul Roman Relax și care au obținut cele mai multe like-uri, primei 5 romașcani care au făcut postări cu recomandări de concediu sau de locuri din concediu în care au fost. Astăzi, imediat după conferința de presă cu dumneavoastră, voi pleca spre București, acolo unde voi reprezenta Asociația Municipiilor din România, alături de primarul din Ploiești și primarul din Focșani, într-o discuție la Ministerul Finanțelor cu ministrul Eugen Teodorovici, principalul subiect pe ordinea de zi fiind dezbaterea pe marginea rectificării bugetare, pentru că în acest moment, conform proiectului de rectificare bugetară, municipiul Roman, în loc să primească din sumele care au constituit pierderi ca urmare a reducerii impozitului pe venit, va avea parte de o rectificare negativă în condițiile în care se pare că ne vor fi luați circa 168.000 de lei din previziunile bugetare pe care le avem pentru acest an. Deși și la sfârșitul anului trecut, dar și parcursul acestui an s-au făcut promisiuni din partea Ministerului de Finanțe că ne vor fi acoperite sumele de bani pe care municipiul Roman și municipiile în general le-au pierdut ca urmare a reducerii acelui impozit, iată că acest lucru nu se realizează și, din păcate, așa cum vă spuneam, mai mult decât atât, ni se iau din bani. Vreau să vă informez că, în conformitate cu ultimele calcule pe care le-am făcut, pierderile bugetare pentru municipiul Roman sunt de 7,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă foarte mult pentru un municipiu ca și Romanul. Un al doilea subiect pe care am să doresc să-l ating astăzi cu ministrul de Finanțe privește posibilitatea de a încerca să depunem un proiect în parteneriat Ministerul de Finanțe, Primăria Municipiului Roman și Ministerul Justiției pentru a reabilita întreaga clădire, Palatul Administrativ din municipiul Roman.
banii pentru reabilitarea termică a blocurilor au fost mutați către reabilitarea termică a clădirilor publice, așadar 54 de milioane de lei vor fi disponibile în zona nord-est, la ADR nord-est, pentru a depune proiecte cu finanțare europeană și sperăm ca de data aceasta răspunsul din partea Ministerului de Finanțe să fie pozitiv. La etapa trecută am primit un răspuns negativ, spunându-ne că nu au bani în buget pentru a accesa acest proiect cu finanțare europeană, deși contribuția din partea Ministerului Finanțelor Publice ar fi de doar 15% din valoarea totală a proiectului. Sperăm să avem un răspuns favorabil și fiecare proprietar al clădirii să participe cu cota aparte pentru a reabilita și această importantă clădire din municipiul Roman, cu adresabilitate foarte mare către cetățenii municipiului Roman, dar nu numai, pentru că la ANAF și la judecătorie vin și cei din zona metropolitană. De asemenea, dacă tot discutăm de proiecte cu finanțare europeană, așa cum bine știți, s-a implementat și funcționează deja proiectul de management, sistemul de management integrat a deșeurilor în zona 2, zona Roman și implicit pe raza teritorială a municipiului Roman. Și împreună cu colegii de la Direcția pentru Servicii Edilitare, gândim un proiect de închidere a celor platforme gospodărești care au ca și rol colectarea selectivă a deșeurilor pentru a nu mai permite celor care răscolesc prin gunoi și doresc să sustragă produsele, materialele reciclabile din coșurile special dedicate acestor materiale. Și gândim un sistem de închidere pe bază de fie de cartele, fie pe baza unui cod la fiecare din platformele gospodărești, 72 de platforme gospodărești, astfel încât numai cetățenii de la asociațiile de proprietari să aibă posibilitatea de a avea acces la aceste platforme gospodărești. De asemenea, o altă problemă pe care dorim să o rezolvăm și se referă la puntea pietonală spre Cotul Vameș, acolo unde, în ciuda tuturor intervențiilor pe care le facem de reparație a celor grinzi, din păcate sunt persoane care vin dinspre Ion Creangă, dinspre Comuna Horia cu motorete, cu scutere, și prin acționarea forței motrice îndepărtează scândurile de pe punte. Dorim să punem fie un sistem de blocaj doar pentru pietoni, maxim având posibilitatea cei care vin cu bicicleta să ridice peste acest sistem o bicicletă, dar în acest fel să căutăm soluții de protejare a acestei punți. Și mai departe să reluăm un proiect mai vechi care există în Primăria Municipiului Roman, să îl actualizăm și, având în vedere faptul că am primit refuzul din partea Ministerului Apelor Române pentru a se asocia împreună sau a ne fi dat în administrare digul de pe Moldova, noi am avut în vedere ca împreună cu proiectul de reabilitare a clădirilor din strada Fabricii și infrastructura rutieră din zonă să amenajăm și acea faleză mult dorită la Roman pe digul de pe Moldova și puntea pietonală. Va trebui să ne orientăm cel puțin în ceea ce privește puntea, fie din fonduri proprii, fie dacă nu, să încercăm o discuție la Consiliul Județean pentru a o preda către Consiliul Județean și reabilitarea din fondurile Consiliului Județean. Vreau să vă informez faptul că, tot legat de proiectele europene, în această săptămână voi semna și contractul de finanțare pentru parcul Zăvoi,
am primit în această dimineață confirmarea faptului că acesta a fost semnat la Ministerul Fondurilor Europene și se află în județ, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, urmând să mă deplasez la Piatra Neamț pentru a fi semnat. Și de asemenea, sper eu ca toate celelalte proiecte pe care le-am depus până acum și pe care urmează să le depunem, să primească finanțare europeană, astfel încât, începând cu anul viitor, cât mai multe dintre acestea să devină operaționale și să se transpună în practică. Există o perioadă și un blocaj în ceea ce privește aceste proiecte cu finanțare europeană, o birocrație suplimentară și vă dau exemplu blocului 33, acolo unde, după ce am scos la licitație și s-a finalizat proiectul tehnic și de execuție, acesta a fost solicitat spre verificare de către Agenția de Dezvoltare Regională și abia ulterior, iată, încă mai sunt pași morți în realizarea acestor etape, abia ulterior putem să scoatem la licitație pentru execuția lucrărilor. Și acest lucru se va întâmpla la fiecare proiect, practic la fiecare proiect vom mai pierde încă 2-3 luni până se mai face și această verificare suplimentară. Prima noastră intenție a fost aceea de a scoate la licitație proiectare plus execuție, dar având în vedere aceste cerințe, vom scoate pe etape la licitație. Într-o primă etapă vom scoate proiectarea și abia ulterior de execuția, deci practic vom mai avea perioade de timp mort, însă cel mai important până la urmă este că în acest an cred că am depus 10-11 proiecte cu finanțare europeană, dacă e să adăugăm și iluminatul public și spitalul la care lucrăm, extinderea ambulatorului, cred că ne apropiem de 11-12 proiecte cu finanțare europeană depuse în acest an, dintre care deja 3 au fost semnate. Unul dintre ele a și început execuția, e vorba de parcul Jora. În ceea ce privește proiectele finanțate din bugetul local, vreau să vă informez că am avut o discuție cu executantul lucrărilor din pietonal și am stabilit împreună ca începând cu luna septembrie să se intre în forță pe pietonal în ceea ce privește cel puțin partea de terasament, acolo unde dorim să eliminăm infiltrațiile care au loc și am fixat ca și obiectiv până la jumătatea anului viitor, sperăm în vara anului viitor, întreg pietonalul să fie reabilitat și finalizat. Iar această zonă sperăm să o revigorăm și din punct de vedere economic, acolo unde gândim un sistem de acces pe bază de barieră cu automat de parcare. Va fi însă un tarif oarecum descurajant pentru a staționa foarte mult în pietonal. Dorim să aibă această destinație de pietonal, însă în același timp să permitem și celor care au de făcut cumpărături în zonă să aibă un acces, însă la un tarif mai ridicat. Și în final vreau să vă informez în legătură cu un turneu al echipei de handbal CSM Roman, care la sfârșitul acestei săptămâni va pleca la un turneu de pregătire în străinătate, în Spania, în Gran Canaria, acolo unde a fost invitat această echipă să participe, alături de echipa gazdă din Spania, va mai participa o echipă din Suedia și una din Olanda, toate participante în cupe și în competiții europene. Cazarea și masa și transportul în interior vor fi asigurate gratuit de către organizatori, ceea ce înseamnă că CSM Roman reprezintă un nume în handbalul european. Ne-a bucurat foarte mult această invitație și ne bucurăm în același timp că putem să o și onorăm. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință și în rest vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da, mulțumesc.
niște întrebări pe care de la Romașcan. Ieri m-am întâlnit cu cineva în zona Smirodava și mi s-a pus întrebarea cu rugămintea de vă transmite dumneavoastră, când se igienizează și piața Smirodava, că se simte nevoie acestui lucru? Da, noi acolo în piața Smirodava, în momentul de față, am reabilitat acel pasaj de trecere către strada Gloriei și dacă se impune, nu am mai primit până acum această sesizare, mă voi deplasa și eu la fața locului și dacă se impune, vom programa o acțiune de igienizare a acestei piețe. Așa cum știți, azi este ultima zi a acțiunii fără penal în funcție publice. S-a pus la un moment dat întrebarea și s-a constatat că la nivelul țării există foarte multe localități în care validarea acestor liste este îngreunată de primării. Va influența faptul că dumneavoastră sunteți la adversitate politică cu Radu Samson validarea acestor funcții sau cum se va proceda la validarea lor? Eu nu am primit absolut niciun document spre validare, nu știu absolut nimic despre acest subiect. Pot doar să vă informez că această inițiativă civică a primit sprijinul din partea primăriei municipiului Roman și acolo unde au fost solicitări de amplasarea corturilor, noi le-am permis amplasarea corturilor, în rest, mai departe, nu fac discuții politice. Domnul? Întrebări? Dar spuneați despre locuințele din strada fabricii că se va crea un bloc. Pentru cine o să fie acel bloc? Pentru locuitorii care stau deja în strada fabricii? Acel bloc se creează ca și o necesitate a mutării unor persoane. Va fi un bloc de 22 de locuințe. Vom lucra pe tronsoane ale blocului, astfel încât în zonele în care efectuăm reparațiile și extinderile să fie mutați într-o locație nouă și prin rotație fiecare să stea în acele locuințe. Sigur că în momentul în care vor fi reabilitate toate cele patru clădiri, vor mai deveni disponibile și cele 22 de locuințe pentru alte persoane. Atât. Mulțumesc. Ce vor spune de ajutor de recompensă pentru copiii merituoși? Am zis să vă dați și niște ajutor pentru cei străbani acum la începutul școlii. S-au făcut o selecție, câți copii sunt, ce vor primi? Noi facem o centralizare a tuturor solicitărilor din partea unităților de învățământ. Într-adevăr, la ședința de Consiliu de mâine vom aproba și o sumă de bani pentru a, ca în fiecare an până la urmă, ai dota cu ghiozdane pe elevii cu rezultate bune la învățătură, dar care au o situație materială mai precară și în funcție de solicitările și de recomandările care vin din partea unităților de învățământ, pregătim aceste materiale ca la fiecare început de an. Și cu ocazia deschiderii anului școlar le vom și înmâna. O singură întrebare. Spuneați mai devreme de îngrădirea, cumva închiderea platformelor astea de gunoi ca să nu mai aibă acces cei care au venit prin gunoaie cu astfel de carduri sau posibilitate de cod. Da. Asemenea, ați spus că urmează întâlnirea cu diaspora. Nu știu, indicat să vorbiți mai întâi cu cei din străinătate, să faceți o idee despre cum au rezolvat în alte țări, înainte să cheltuim, Nu. Deci ceea ce vreau să înțelegeți dumneavoastră este faptul că la nivelul Consiliului Județean există acest proiect de management integrat a deșeurilor. Practic, noi ca și unitate administrativ-teritorială trebuie să luăm toate măsurile care țin de noi pentru a face funcțional acest sistem. Sigur că nu vă ascund faptul că la nivelul Consiliului Județean am demarat deja discuții pentru un nou proiect cu finanțare europeană care să presupună acele platforme îngropate, dar acest lucru se face în timp și e atributul exclusiv al Consiliului Județean. Vă dați seama, cu toții ne dorim să avem sisteme cât mai moderne de colectare a deșeurilor, însă în momentul de față și până la implementarea unui astfel de proiect va curge o perioadă destul de lungă de timp și de aceea noi în momentul de față va trebui să-l facem cât mai funcțional pe cel existent în acest moment. Și
chiar cu riscul de a face niște cheltuieli care se vor dovedi inutile? Nu vă contrazic aici și vă și explic de ce. Nu sunt cheltuieli inutile pentru că municipiul Roman, ca și orice altă localitate din țară, are niște obligații în ceea ce privește îndeplinirea unor obiective de reciclare a deșeurilor. Pentru acest an, 35% din deșeuri trebuie să fie reciclate. Și atunci, noi dacă nu ne îndeplinim acest obiectiv, avem niște penalități foarte mari de plătit la Ministerul Mediului. Și atunci, decât să plătim câteva miliarde bune de lei ca și penalizări, mai degrabă cheltuim un miliard, un miliard jumătate și ne punem în securitate, pe de o parte, platformele gospodărești, pe de altă parte, dăm și posibilitatea romașcanilor de a depozita în fiecare din cele trei recipiente și cu oamenii străzii sau alte persoane să nu mai aibă acces la acestea. Ați spus că va fi un eveniment săptămâna aceasta aici, în parcarea la Roman Vodă, și totodată în conferințe de presă anterioare spuneați că veți prelungi activitatea cu reabilitarea parcării. Ce puteți să ne spuneți? Nu, eu am spus doar că voi amâna intervenția pentru a finaliza și acest festival, după care avem proiectul deja finalizat, avem deja încheiat și acordul de parteneriat cu firma care are toate acele trotuare și toată terasa în proprietate, pentru că o cotă parte din acest proiect și din sumele de bani pentru realizarea investiției țin și de această firmă privată. Avem acceptul lor, avem contractul deja semnat și imediat ce în luna septembrie vom demara aceste lucrări. Vor începe lucrările? Vor începe lucrările. Îmi doresc foarte mult ca în această toamnă să finalizăm lucrările la această parcare. Pe de o parte să fie o parcare cât mai generoasă aici în centrul municipiului Roman, pe de altă parte să fie și un loc în care, așa cum vă spuneam, începând cu anul viitor, duminica, să închidem accesul pentru a permite copiilor și tuturor organizațiilor care doresc să facă astfel de activități pentru copii în această zonă și, pe de altă parte, de ce nu încetul cu încetul să creăm aici o zonă în care să facem inclusiv zilele orașului, dacă vom reuși să lărgim această zonă, pentru a nu mai bloca circulația în centrul orașului. Spuneați că mergeți să discutați despre problema cu rectificarea bugetului. Mi-aduc aminte de un film de comedie care spunea cine vă recomandă la concurenți. La asta mergeți, promisiunea ați obținut acum câteva luni, că vor fi bani. Este singura localitate, entitate administrativă din zonă care are rectificare negativă. Cum puteți aprecia acest lucru? Pentru că promisiunea ați obținut. Și eu, e drept că am avut discuții, ni s-a spus tot timpul că ni se vor acoperi pierderile. Din păcate am înțeles că există o formulă de calcul pe care ei au folosit-o la nivel național, fără a realiza însă un studiu de impact, ceea ce produce niște anomalii. Eu vă dau exemplu comunei Hangu. Nu mă deranjează foarte bine că alte unități administrative teritoriale primesc bani, dar nu înțeleg de unde o previziune bugetară de 6 milioane de lei la o comună ca Hangu. Nu înțeleg ce investiție majoră. Cordunul, de asemenea, nu primește bani la această rectificare. Îmi pare că tot rectificare negativă au și ei. De aceea mă deplasez, voi reprezenta, așa cum v-am spus, Asociația Municipiilor din România la Ministerul de Finanțe astăzi, tocmai pentru a înțelege mecanismele prin care s-a aplicat sau s-a creat această formulă și, de asemenea, pentru a vedea care sunt măsurile de remediere și dacă se mai poate remedia ceva. Și dacă nu se poate remedia nimic, cum ne afectează această lege? Dacă va rămâne așa, unde... În primul rând, va trebui să iau de la investiții această sumă de 168.000 de lei, să vedem care dintre investiții nu va mai primi finanțare în acest an. Și, pe de altă parte, să aștept ca din încasările pe care le avem noi ca și cotă din impozitul devenit, cât de repede vom putea compensa previziunea din acest an
și sumele care ne rămân pe final de an să constituie pentru noi sume suplimentare care pot fi folosite. Președintele Consiliului Județean, vis-a-vis de bani, s-a arătat deschis de multe ori că va finanța anumite obiective din Roman, cum ar fi Casa Celibidache și așa mai departe. Mai aveți ceva vești în privința asta? Da, în legătură cu Casa Celibidache pot să vă spun că am purtat o discuție cu președintele Consiliului Județean. În acest moment se află în realizare studiul de fezabilitate pentru reabilitarea acestei clădiri. Document preliminar necesar, obligatoriu, pentru a fi depus ulterior pentru finanțare la Compania Națională de Investiții, acolo unde am înțeles că există deja sume alocate pentru acest obiectiv. S-a intervenit la infrastructură săptămâna trecută foarte bine, apreciez din partea șoferilor. Mai sunt lucrări pe care puteți să ni le anunțați de intervenție la infrastructură? Mă gândesc la ocolitoarea est sau giratoriul finalizat sau alte lucrări? Da, în ceea ce privește giratoriul nu mai sunt așa de multe lucrări acolo, în proporție de 95% lucrările sunt finalizate. În ceea ce privește ocolitoarea vest, Bulevardul Nicolae Bălcescu, vom mai programa o activitate de închidere a circulației pentru a mai ridica la cotă din căminele dinspre Ștefan cel Mare până în Sucedava și Miron Costin și ulterior vom mai ridica la cotă și celelalte cămine până în sensul giratoriu de la Profi, însă nu vor mai afecta circulația în zona centrală a municipiului, ci doar vom deflua circulația pe străzile Miron Costin și Sucedava atunci când vom face astfel de lucrări. Din păcate, pentru ridicarea la cota acestor cămine, timpul de lucru este destul de ridicat, cam 3 ore se alocă pentru ridicarea la cotă. Vreau să vă spun că noi aplicăm o procedură nouă, turnăm în prealabil aceste cămine și doar mergem și facem lucrările la fața locului. Am lucrat pe timp de noapte, de vineri seara de la ora 10 am început lucrările, dar există un termen pentru întărirea asfaltului, astfel încât aceste cămine, odată ridicate la cotă, să nu mai sufere avarii. Cu trecerea la nivel la cale ferată și astăzi mi-am propus să port o discuție cel puțin telefonică cu cei de la regionala Iași. Eu am trimis o solicitare și o notificare până la urmă în ceea ce privește stadiul avansat de degradare a fundației până la urmă, pentru că acolo nu vorbim de o intervenție, lucrări de întreținere, ci pur și simplu vorbim de reparații capitale. Ori reparațiile capitale incumbă proprietarului trecerilor de cale ferată, care în cazul de față este CFR-ul. Una din discuțiile pe care vreau să o port este legată și de posibilitatea de a renunța la două dintre cele trei linii de cale ferată și printr-un sistem de macaze, care cu siguranță este mai ieftin, să poată să fie deserviți și ceilalți doi utilizatori privați. Nu puteți da un termen sau așa? Vă dați seama că eu demersuri fac, este și în interesul meu să se rezolve acest lucru, însă toate pârghiile economice sunt în mâna CFR. Există un proiect de hotărâre, ultima întrebare, în legătură cu parcările, noutățile pe care dumneavoastră le-ați amintit. A fost o intervenție a unui consilier local pe o rețea socială care spunea că uitați ce face primăria, împovărează oamenii, ne pune taxe și așa mai departe. Aș putea explica în două cuvinte ca să înțeleagă. Da, probabil nu am înțeles exact despre ce este vorba. Sunt mai multe demersuri ale cetățenilor care locuiesc în aceste zone. Din păcate, numărul locurilor de parcare nu este suficient pentru a fi alocate individual, așa cum am făcut în acele parcări de reședință, însă am introdus un sistem care permite cetățenilor, celor rezidenților din aceste zone, un sistem, un abonament de reședință care le permite să parcheze oriunde în zona adiacentă locuinței lor, astfel încât să nu mai fie obligat să plătească taxele de parcare. Sunt discuții începute încă de anul trecut cu locuitori din aceste zone și practic acum nu facem altceva decât să venim în sprijinul lor conform promisiunilor făcute, odată cu finalizarea proiectului de pe PIDU.
și monitorizarea de 5 ani. Și va intra în vigoare după aprobarea în Consiliu? După aprobarea în Consiliu Local, după care mai sunt o serie de demersuri de realizat, va trebui să achiziționăm și acele aparate de taxat. Costurile sunt destul de ridicate, căutăm în momentul de față o soluție fie de a le achiziționa cu plata în rate, fie de a le achiziționa cu plata anul viitor. Și de asemenea, tot în luna septembrie vom începe discuțiile și cu o firmă de soft care permite plata prin SMS a parcărilor și dorim ca pe întreaga rază a municipiului Roman să putem introduce și acest sistem. Și dacă tot ați amintit de firmă cu anunțurile cu romașcanii să posteze evenimentele din Roman, spuneți noastră că veți face o... Da, mâine voi avea o întâlnire cu firma de soft care se ocupă de aceste două proiecte. În momentul de față este finalizat programarea online la căsătorii. Se află într-o stare avansată și mâine vom avea o ultimă discuție în ceea ce privește aplicația de sesizare din partea cetățenilor a problemelor care apar pe raza municipiului Roman. Numele aplicației va fi Pentru Roman. Am dorit să-i dăm un nume românesc pentru a nu crea confuzie în rândul cetățenilor și de asemenea lucrăm și la acel sistem integrat, un portal care va permite depunerea online de documente și eliberarea de asemenea online de documente de către Primăria Municipiului Roman.